Project Playtime Phase 2 sau faza a doua a venit la pachet cu o grămadă de secrete lore și bineînțeles teorii în care ne-am putea adânci foarte mult. Totodată pare că lore-ul Playtime-ul este mult mai ușor de înțeles. Gameplay-ul de asemenea pare că a evoluat și noua locație, Incineration sau Incinerarea, arată de-a dreptul wow și ne dezvăluie totodată și mai multe amănunte. Bineînțeles, dacă mai veți episoade despre acest joc, haideți să strângem 200 de like-uri. Fiecare like are rolul său, așa că lasă și tu unul acolo, nu durează decât o secundă. Iar dacă ai lăsat, ești boss, așa că ia-ți popcorn și uite de la acest clip. Dar vezi numai să nu fie 3 noapte, pentru că altfel va veni acest clovn uriaș și îți va da veol. Mă rog, lăsând glumele la o parte, haideți să discutăm despre noua fază din Project Playtime. Aici ne este prezentat un nou loc de incinerare a jucărilor și totodată un nou personaj cu foarte mare impact, numele său fiind Harry Sawyer. De ce zic că a avut un impact major? Ei bine, pentru că el este cel ce a venit cu ideea de a se folosi corpuri umane pentru experimentele cu jucării și totodată ne este dezvăluit și motivul pentru care acele experimente se făceau, însă doar așteptați puțin. În acest tape îl avem pe Boxy Boo, bineînțeles, alături de o persoană anonimă ce îi dă rapoarte doctorului Harry Sawyer. Dr. Sawyer, I wish to see him. Of course, he's just... And here you are. They said it was impossible, yet you... defied all odds. The first of many, naturally. You have proven my bigger bodies initiative a success. Many doors have opened today, thanks to you. Now, we need to start tailoring that appetite of yours to flesh. Where to start? Get me an update on the situation with Royal Store. What is that? Sawyer zice de asemenea că vrea să-l vadă pe el, adică pe Boxy Boo. Din tape ne putem da seama de agresivitatea lui Boxy Boo și cât de diabolic este de fapt ultima frază a lui Sawyer înainte ca Boxy Boo să se activeze pe bune, iar filmarea să se închidă fiind una în care îl roagă pe acel angajat să-i dea un update despre situația lui Rowan Stoll. Presupun că îl mai țineți minte, el e tipul ce a aflat despre experimente și a făcut înregistrări și o scrisoare despre chestia asta, în final murind din cauza lui Boxy Boo. Pe atunci, când încă nu ieșise acest capitol al poveștii, se credea că totul a fost doar un simplu accident, o neatenție. Însă Sawyer cere un update direct despre Rowan Stoll, asta însemnând că membrii ce se ocupau de experimentele cu jucării și oameni au aflat despre faptul că Rowan Stoll știa de experimente și a vrut să-l ucidă făcând totul să pară un accident. Rowan probabil a fost ademenit în camera cu Boxy Boo unde a fost ucis. Acum revăzând din nou acest trei, mi se pare mai mult a fi o agresivitate decât un accident. Ideea e că multe jucării, majoritatea chiar, au un sistem de agresivitate, chiar dacă am presupus în trecut că acel sistem există pentru a proteja fabrica de tâlhar sau alți oameni de genul, m-am înșelat. Acel sistem pe care îl au jucările nu este unul de apărare, ci unul de nimicire, de torturare a oamenilor din jur. Iar acum, ducându-ne la trailer, ei bine, avem și acolo niște lucruri foarte importante, mai exact line-ul lui Sawyer care vorbește despre imortalitate, încă el consideră moartea un blestem, că a reușit să fie imortal și cel mai important că a scăpat de incinerare. Faptul că ne spune că a scăpat de incinerare confirmă două lucruri, primul fiind acela că și el este o jucărie, iar al doilea lucru e faptul că experimentele cu jucării aveau ca scop imortalitatea. De aceea Sawyer s-a transformat de unul singur într-o jucărie, mă gândesc că clovnul, deoarece el consideră moartea ca fiind un blestem absolut. El dorea să fie imortal, așa că a dat ceva la schimb pentru a deveni așa, mai exact propria sa umanitate. După chestia asta, el a devenit o jucărie imortală.
Asta ne duce la motivul de care se fac experimentele, mai exact. Ele se fac pentru ca oamenii să devină imortali. Iar un text de pe ecran ne informează că răspunsurile vor veni în curând. Asta însemnând că acest nou capitol ascunde o grămadă de secrete și răspunsuri. Până la următorul episod, haideți cu cele 200 de like-uri. Nu uitați să vă abonați, să dați și share, cât mai multe comentarii. Serverul de Discord în descriere. Eu am fost Slimer, ne mai auzim.